venit la o nouă recomandare de enciclopedie de la Dana cu povești. Astăzi vreau să-ți recomand o enciclopedie minunată pentru copiii curioși, care mereu pun întrebarea de ce? De ce plouă? De ce se albește părul? De ce torc pisicile? De ce e albastru cerul? Dacă ai un copil foarte curios care mereu întreabă de ce, această enciclopedie are răspunsurile pentru tine. Se numește Enciclopedia Spune-mi de ce? De la editura RAO, parte dintr-o colecție de enciclopedii sub titulatura Spune-mi. Există și alte denumiri, de exemplu Spune-mi cum, Spune-mi unde, Spune-mi când și așa mai departe, în care tu poți să răspunzi întrebărilor copilului tău, fără să trebuiască să cauți pe internet. Și așa încurajezi copilul să citească și să găsească răspunsurile de care are nevoie într-o carte fizică. Da? Deci această enciclopedie Spune-mi de ce oferă răspuns la peste 180 de întrebări pe care orice copil și le pune și pe care părinții nu știu întotdeauna să le răspundă. Are 6 teme: istoria, natura, corpul, animalele, societatea și universul. Și răspunsurile sunt foarte simple și la fel sunt însoțite de niște desene amuzante care îi ajută pe copii să fie tare interesați de răspunsurile pe care le vor primi. Așa cum vă spuneam, există întrebări pe care orice copil și le pune, da? De ce transpirăm? De ce mănâncă pisicile iarbă? De ce sunt pădurile în pericol? Și așa mai departe. Și așa arată, de exemplu, o imagine. Întrebarea sus, răspunsul jos, foarte scurt, însoțit de un desen. La final de tot, de enciclopedie, aveți și un dicționar cu cuvinte, da, în ordine alfabetică, astfel încât dacă știi că copilul întreabă ceva despre sughiți, de exemplu, îl găsești la pagina 40. Această enciclopedie îi va ajuta pe copii să știe mult mai multe lucruri și vă va ajuta și pe voi să le răspundeți la întrebări. Așadar, vă recomand cu mult drag enciclopedia Spune-mi de ce, de la editura RAO. Ne vedem luna viitoare cu o nouă enciclopedie. Până atunci, spor la citit!